Festivalul de artă medievală Ștefan cel Mare este nominalizat la destinația anului, ediția 2024, categoria Atracții cultural-educative, în vreme ce, la orașe care ne inspiră, apare Suceava, orașul cetății de scaun. Pentru categoria stațiuni turistice, am intrat în competiție cu Gura Humorului, iar la tărâmuri cu tradiție și istorie avem două finaliste. Câmpul Moldovenesc și Ținutul Mănăstirilor din Bucovina. Pentru regiuni ecoturistice suntem finaliști cu Țara Dornelor, sat de poveste fiind categoria la care concurează Comuna Ciocănești. Competiția are ca obiectiv premierea unor destinații turistice apreciate și recunoscute de călători pentru ceea ce au de oferit ca obiective, experiențe și servicii turistice, ducând la creșterea vizibilității acestora. Ne dorim să premiem acele locuri care reprezintă o inspirație pentru publicul larg și care au o viziune sustenabilă pe termen lung, declară Simona Constantinescu, președintele juriului. Destinația anului nu este doar cea mai cunoscută competiție pentru destinații turistice din România. E în același timp și o platformă de promovare cu zeci de milioane de vizualizări și o platformă de educare pentru managerii de destinație. Ambiția noastră este să ajutăm prin inspirație și promovarea exemplelor bune la creșterea brandurilor turistice ale tuturor destinațiilor României, a declarat Mihai Bârsan, inițiatorul competiției Destinația anului. Câștigătorii competiției vor fi anunțați pe 21 mai, în cadrul galei Destinația anului, care va avea loc la București, la Ateneul Român. Anul acesta, în premieră, competiția s-a extins și în Republica Moldova, într-un parteneriat de promovare cu Oficiul Național al Turismului și Ministerul Culturii din Republica Moldova. Astfel, destinații din Republica Moldova concurează alături de destinațiile din România și pot câștiga oricare dintre categoriile competiției, dacă au punctajul cel mai mare. De asemenea, în cadrul galei se va acorda și premiul special Destinația anului în Republica Moldova pentru destinația cu cel mai mare punctaj. Cum se votează? Intrați pe platforma Destinația anului .ro/destinații/votează. Votați cel puțin 3 categorii. Mergeți la sfârșitul paginii și validați votul. Apoi, mai este de făcut un pas. Confirmați votul pe mail. Atenție! Pentru a finaliza votul, trebuie să validați adresa de e-mail. La ediția de anul trecut, Ținutul Mănăstirilor din Bucovina a obținut marele premiu Destinația anului 2023 în România, iar Țara Dornelor a fost aleasă Destinația anului la categoria Comori Naturale. La Atracții Culturale Educative, Cetatea de Scaun a Sucevei s-a clasat atunci pe locul 3.